Ca la fiecare ediție a târgului, standurile cu rochii de mireasă sunt cele mai căutate. Aici vizitatorii primesc informații de la cei care cunosc cel mai bine ce se poartă anul acesta. Se poartă foarte mult nuanțele de ivoar, nuanța de alb strălucitor începe să iasă din tendințe și foarte mult dantelele fine. Prețurile în momentul acesta în standul de la târg sunt între 1000 de ron și 3500 de ron cea mai scumpă rochiță. Plus că avem oferte 10% la colecția 2013 reducere, iar restul sunt chiar la jumătate de preț. Și muzica este foarte importantă la o nuntă, așa că DJ-ii au devenit adevărați consilieri când vine vorba de buna dispoziție a invitaților. Le oferim mirilor anul acesta la Târgu de Nunți 2013, consiliere muzicală, partea de sunet pentru sonorizarea locației. Aranjatul sălii, fotografiile și filmarea evenimentului sunt și ele stabilite în cele mai mici detalii pentru ca ziua nunții să fie una perfectă. Ședințe foto înainte de nuntă, după nuntă și tot ce ține de nuntă. Noi încercăm să mergem pe un stil cât mai natural, să surprindem emoții și tot ce e pentru noi important. La o nuntă sunt emoțiile mirilor. Anul acesta fiind cel mai bun an pentru nunți, pentru că toate locațiile din Sibiu vor încerca să facă cele mai mari reduceri de prețuri. Multe alte oferte, de exemplu aranjamentele din partea locației, camera matrimonială. Cei care vizitează târgul beneficiază de reduceri considerabile din partea celor peste 50 de expozanți. 56 de expozanți, de la rochițe de mireasă, care sunt pentru mirese, pentru viitoarele mirese cea mai mare atracție, dar să nu uităm și pe miri, o să aibă costume de ginerică, croitori la comandă, pentru că ei de obicei sunt defavorizați. Mâine, între orele 15 și 17, organizatorii au pregătit o paradă a rochilor de mireasă, în care pot fi văzute cele mai noi modele.